Slăvit să fie numele Domnului. Ieremia, capitolul 15, de la versetul 15 la 21. Ieremia, capitolul 15, versetul 15, pagina 752. Cineva spunea că atunci când deschizi Biblia este ca și când deschizi buzele lui Dumnezeu. Și ne rugăm ca astăzi Dumnezeu să ne vorbească. Amin. Tu știi tot, Doamne. Adu-ți aminte de mine, nu mă uita. Răzbună-mă pe prigonitorii mei, nu mă lua după îndelunga ta răbdare. Gândește-te că sufăr ocara din pricina ta. Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oștirilor. N-am șezut în adunarea celor ce petrec ca să mă veselesc cu ei. De frica puterii tale am stat singur la o parte, căci mă umpluse de mânie. Pentru ce nu mai contenește suferința mea? Pentru ce mă ustură rana și nu vrea să se vindece? Să fii tu pentru mine ca un izvor înșelător, ca o apă care seacă? De aceea așa vorbește Domnul. Dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Dacă vei despărți ce este de preț de ce este fără de preț, vei fi ca gura mea. Ei să se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la ei. Și te voi face pentru poporul acesta ca un zid tare de aramă. Ei se vor război cu tine, dar nu te vor birui. Căci eu voi fi cu tine ca să te scap și să te izbăvezi, zice Domnul. Te voi izbăvi din mâna celor răi și te voi scăpa din mâna supritorilor. Amin. Lăudați să fie numele Domnului. Unul din motivele pentru care îmi place să citesc Sfânta Scriptură este pentru că atunci când Dumnezeu își descrie, când își creonează eroii Lui, Dumnezeu nu se sfiește să pună toate slăbiciunile lor și toate păcatele lor pe toate gardurile. Și apoi văd că Dumnezeu prin oamenii ăștia, prin credință Moise, care a omorât un om, face lucrări mari. Prin credință Avram, care a mințit. Prin credință Gedeon, prin credință David, prin credință, prin credință, prin credință. Și dacă te uiți în galeria oamenilor de credință în Evrei 11, nu vei găsi niciun erou al credinței să nu fie avut o bubă sub braț sau în talpă. Dar oamenii aceștia, prin credință, s-au ridicat, s-au pocăit. Și Dumnezeu a făcut lucruri mari cu ei. Și atunci când citesc Sfânta Scriptură, îmi dau seama că Scriptura nu numai că mă inspiră, Scriptura mă împuternicește. Și îmi dau seama că avem un Dumnezeu al celei de-a doua șansă. Un Dumnezeu care poate să ia vase ordinare, să facă lucruri extraordinare cu ele, dacă oamenii ăștia aleg să creadă și să se încreadă cu totul în cuvântul lui Dumnezeu. Mă gândesc, de exemplu, la un trădător și bun de gură, ca și Petru. Nu? Cine ar fi crezut că omul ăsta va fi umplut cu Duhul Sfânt și va fi apostol al evreilor? Mă gândesc la un fost terorist a pocăiților, la un Saul din Tars, nu? Căreia Dumnezeu îi schimbă năravul, face oaie și apoi dă și calități de păstor. Și aș putea să enumăr atâția eroi ai credinței, oameni mari ale lui Dumnezeu, dar oameni care au avut slăbiciunile lor. Când mă gândesc la Moise, că a zis, Doamne, mai bine mor, Doamne, decât să mai duc poporul ăsta. Mă gândesc că Iona și-a cerut moartea. Mă uit și văd că Ieremia și-a cerut moartea și ăsta nu numai că și-a cerut moartea, ăsta au zis, blestemat să fie nu numai ziua în care m-am născut, și ăla care a dus veste la mama că, și la tata că s-a născut un copil de parte bărbătea, ăsta era supărat pe toți. Mă gândesc, de exemplu, la Iov care și-a cerut moartea, la atâția oameni mari al lui Dumnezeu, la un Ilie care stătea la gura peșterii și o să mai bine mor, un om care stă în depresie sub ienupăr, după ce face lucrări mari cu Dumnezeu, omul ăsta ajunge pentru o vorbă să stea în depresie acolo sub ienupăr. Și când mă gândesc la oamenii ăștia mari lui Dumnezeu care au trecut printr-o noapte întunecată a sufletului lor, dar oameni care s-au ridicat și au făcut lucrări mari cu Dumnezeu, atunci îmi dau seama că avem un Dumnezeu care este îndelung răbdător cu noi. Un Dumnezeu care are milă de slăbiciunile noastre și își aduce aminte din ce suntem făcuți. Și în această dimineață vreau să vă încurajez pe toți aceia care treceți poate printr-o noapte întunecată a sufletului, prin lucruri care nu le înțelegeți. Nu înțelegi de ce a îngăduit Dumnezeu ce a îngăduit în viața ta când tu ți-ai trăit viața la pocăința, cât ai putut tu mai la milimetru, Doamne, dintr-o dată un diagnostic, dintr-o dată niște foi de divorț, dintr-o dată o tragedie, un accident, ceva, Doamne, dar cum, Doamne? Și ai zis, când strig un nenorocit, Domnul aude. Și parcă ai strigat și parcă s-a întâmplat nenorocirea și nu a intervenit Dumnezeu. Și de aceea avem în bisericile noastre, spunea James Dobson, aproximativ 90% din membrii bisericilor noastre sunt oameni care n-au trecut de bariera trădării.
Adică au avut un șoc în credință. Au mers, cum zice cântarea, eu am pornit fericit pe cărare, totul e bine și frumos, Domnul, 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 rugăciune, post, sfințire. Și dintr-o dată intervine ceva și zice, dintr-o dată, nu, ceva ciudat. Și în momentul acela, acea trădare din partea lui Dumnezeu, în mintea ta mă refer, pur și simplu, vii la biserică, spunea James Dobson, dar vii cu frâna de mână trasă, îl auzi pe Domnul, dar cumva în inima ta, Doamne, dar de ce ai îngăduit? Doamne, dar nu m-am dus acolo, n-am făcut aia. Și uite-te la aia, Doamne, uite ce fel. Și mie, Doamne, eu copil, ai îngăduit așa ceva. Și cumva lauzi pe Dumnezeu printre lacrimi, dar cumva ești nevindecat, ești acolo, că nu-i corect, Doamne. Ieremia a trecut prin astfel de momente. Un om care a răspuns chemării lui de copil. Domnul a zis, din pântecele maicii tale te-am chemat să fii profet al neamurilor. Și Ieremia vine și spune, am primit cuvintele tale, le-am înghițit, am răspuns chemării tale, n-am zis că nu vreau să fiu vocea ta. Am incorporat cuvintele tale în inima mea și în comportamentul meu. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele. Și le-am înghițit. Deci, a fost un om dedicat cuvântului Dumnezeu. Apoi zice el, Doamne, n-am șezut în adunarea celor ce petrec. Nu m-am dus în barul ăla, nu m-am dus acolo. N-am făcut aia, Doamne. N-am făcut tranzacții financiare păcătoase. Nu m-am uitat la pornografie. N-am făcut. De frica puterii tale, am avut frică de tine, Doamne. Și acum, Doamne, sunt într-o groapă a disperării și nu înțeleg. Mi-ai promis în capitolul 1, la început, că Tu, Doamne, vei fi cu mine și că mă faci un stâl de fier, un zid de aramă. Și acum mă uit la amenințări și la bajocuri care îmi rup inima. Inima mea tremură de tot și zic, Doamne, de ce nu mai contenește suferința mea? De ce nu vrea, Doamne, să se vindece? Se pare că a trecut multă vreme în care omul ăsta a stat în agonie. Și acum ascultați. Și se uită la Dumnezeu și zice, nu cumva ai fost un izvor înșelător pentru mine? Ți-l imaginezi pe Ieremia, omul ăsta dedicat lui Dumnezeu, să se uită la Dumnezeu și să-i reproșeze și să aibă îndoiel cu privire la caracterul lui Dumnezeu, să zică, nu cumva mai trăda, Doamne? El care la începutul slujirii lui vine și spune așa, a spărăsit pe izvorul apelor vii. Deci la începutul slujirii lui zice, Domnul izvorul apelor vii. Și acum Ieremia se uită și zice, cred că ești o fântână fără apă, Doamne. Îți promisiuni goale. N-am făcut aia, n-am făcut, Doamne. Și uite, Doamne, ce mi se întâmplă, Doamne. Doamne, mai ești corect față de mine, Doamne? De ce mă doare? De ce nu se vindecă? Unde sunt promisiunile tale? Ai fost vreodată într-o astfel de stare? Ai fost vreodată într-o stare în care să te simți dezamăgit de Dumnezeu? Să stai acolo și să spui, Doamne, da, ca și Asaf, Doamne, când mă uit la fericirea celor răi, Doamne, au de toate, sunt în belșug, li se bulbuc ochii de grăsime. Și eu, Doamne Dumnezeule, eu sunt dirijor de cor, Doamne, am atâția mii de levii sub bagheta mea. Doamne, da, cred că degeaba m-am pocăit, Doamne. Degeaba mi-am curățit mâinile în nevinovăție, Doamne. Eu în fiecare zi sunt lovit, Doamne. Doamne, mi se amărăște inima, Doamne. Doamne, unde e dreptatea Ta? Un om care a trecut prin ceva, probabil o boală fizică, că zice la un moment dat, carnea și inima poate să mi se prăpădească. Probabil era ceva fizic, probabil. Nu știm ce și bine că nu știm, să ne punem fiecare rana noastră. Și trece prin ceva și se uită la ea răi ce binele merge și ce bine că eu copilul tău, pe mine mă îngădui în așa ceva. Doamne, e corect așa ceva? Și ascultați care este răspunsul acestui om mai târziu. După ce crește măseaua de minte și vine mintea la cap, omul ăsta care s-a certat cu Dumnezeu și l-a luat pe Dumnezeu de gule și a zis, nu-i corect, Doamne, degeaba, Doamne, ăia răi totdeauna sunt fericiți, au mai mult decât și-ar dori. Și la un moment dat spune Biblia, când intră în templul lui Dumnezeu și Dumnezeu luminează mintea și se uită la soartea de la urma celor răi, el spune așa, versetul 21, când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, când mă certam cu tine și am zis, Doamne, nu-i corect, Doamne, nu ești drept față de mine. De ce nu mai contenește suferința mea? De ce mă ustră? Unde sunt promisiunile tale? Nu cumva ești un izvor înșelător? Observați cum oamenii mari al lui Dumnezeu trec prin așa ceva? Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, ascultați descrierea lui sinceră. Eram prost. Când mă uitam la tine și am zis, nu-i corect, Doamne, eu nu merit așa ceva, Doamne. Doamne, iartă-mă că am fost un prost, Doamne. Și fără judecată.
Eram ca un dobitoc înaintea ta, adică mergeam pe bază de instincte. Mergeam cu o gândire firească. N-am avut o gândire duhovnicească, Doamne. Nu te-am văzut pe tine, Doamne. Și am gândit logic, logic, logic. A fost sinele meu păcătos, Doamne, care în loc să-l pun pe cruce, o ieșit în afară. Și a început el să-mi predice. Doamne, eram prost și fără judecată, Doamne. Eram ca un dobitoc. Și când eram gata, gata să mă pun pe topogan și să pierd pentru totdeauna. Versetul 23. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, Doamne. Tu nu m-ai lăsat, Doamne. Nu mi-ai făcut după nebunia mea, Doamne. Pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine, Doamne. Acum cât pentru mine fericirea mea este care? Să mă apropiu de Domnul. De ce a alunecat omul ăsta într-o stare atât de mizerabilă? Vă rog să vă uitați în versetul 2, în Psalmul 73. Biblia spune așa, era să mi se îndoaie piciorul și era să-mi alunece pașii. Dar de ce era să-ți alunece pașii? Versetul 3, că-și mă uitam cu jind la cei nesocotiți și le vedeam fericirea celor răi. Dar până atunci nu erau fericiți aia răi, când tu erai bine spiritual, ba da. Și atunci, cum te-ai văzut dintr-o dată? Păi zice, uite ce bine la text. Că-și mă uitam cu jind. Mi-am luat privirea de la Jehova și m-am uitat în altă parte. Și când îmi iau privirea de la Dumnezeu și mă uit în altă parte, dă pojarul spiritual. Dintr-o dată, faptele firii pământești, dintr-o dată se activează. Și băiatul ăla bun, care era miere, azi e fiere. De ce? Și-a luat ochii de la Hristos. Când îți iei ochii de la Hristos și te uiți în altă parte, dă jindul în tine. M-auzi ce spun? Da. 1 Timotei, capitolul 6, Biblia spune așa, versetul 3. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos, Domne, nu se ține! Își ia ochii de la cuvintele lui Hristos. Deci Biblia și de învățătura care duce la evlavie, versetul următor, este plin de mândrie. Uitați pojarul spiritual cum arată. Când îți iei ochii de la Hristos, de la cuvintele sănătoase lui Hristos și te uiți în altă parte, plin de mândrie, crezi că numai tu ai dreptate. Îți zici 10 oameni că nu-i drept, nu-i corect, bă, cum gândești. Nu, mândria ta spune, nu, eu am dreptate. Și nu știi nimic. Are boala cercetărilor fără rost, a certurilor de cuvinte, din care se naște invidia, certuri, clevetiri, bănuieli rele, zadarnici ornii de vorbe ale oamenilor stricați la minte și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ce se întâmplă când îți iei ochii de la Hristos? Ce se întâmplă când îți iei ochii de la Domnul Iisus Hristos, de la cuvintele Lui sănătoase și mergi pe logica ta umană? Ce se întâmplă? De tot felul de gânduri stricate, de tot felul de boli a cercetărilor fără rost, bănuieli rele, clevetiri, invidii, răutăți, dintr-o dată. De ce? Pentru că nu mă mai uitam la Domnul. Mi-am luat ochii de la Dumnezeu și m-am uitat în altă parte. Și în momentul ăla când îți iei ochii de la Hristos, e o chestie de secundă. Și Duhul ăla care a stat acolo lângă tine, acolo, numai să vadă un pic ușa deschisă, ghemuit acolo, a intrat. Și a intrat într-o stare, așa ca și Ieremia de altă dată. Un om care 40 de ani de zile a spus poporului să se pocăiască. Acum Dumnezeu se uită la el și zice, Ieremia, acum tu trebuie să te pocăiești. Pentru că cuvintele astea tale și tonul cu care vorbești este un ton de reproș. Ieremia, tu trebuie acum să intri în pocăință. Mă gândesc oare câți dintre cei care sunt aici au fost sau sunt într-o astfel de stare. Și vreau să vă spun că în Împărăția lui Dumnezeu vom trece prin multe încercări. Și trecem prin văi și trecem pe munți și prin toate încercările. Dumnezeu ne testează și apoi ne promovează, așa-i? Și Domnul zice, dacă vrei să fii gura mea în generația asta, Ieremia, trebuie să-ți faci un lucru. Știi ce să faci? Să-ți curățești gura. Așa zice Biblia. Uitați ce zice Biblia, versetul 19. De aceea așa vorbește Domnul. Dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși. Cuvintele astea ce au făcut? Te-au deslipit de mine. Este un fel de apostazie. Dacă te vei lipi iarăși de mine, vei sta înaintea mea. Dacă vei despărți ce este de preț, de ce este fără de preț. Dacă vei despărți aurul de zgură și nu mă mai faci tu pe mine un izvor înșelător, o apă care seacă și nu mai pui sub semnul întrebării dragostea mea, credincioșia mea și integritatea caracterului meu, atunci vei fi gura mea. Frați și surori, dragi prieteni care suntem aici, toți creștinii trec printr-o noapte întunecată a sufletului.
într-un fel sau altul. Diferența între cei care biruiesc și cei care nu biruiesc este că unii oameni, cei 10%, chiar dacă nu înțeleg, acceptă lucruri care s-au întâmplat ca un tatuaj, asta e. Dar zice, Dumnezeu rămâne drept, Dumnezeu e dragoste. Eu nu mă cer cu Dumnezeu. Carnea și inima să mi se prăpădească. Chiar dacă să mă chinu nu va înflori, eu tot voi lăuda pe Dumnezeu. Oameni care spun, indiferent ce se întâmplă, nu înțeleg, capul ăsta nu înțelege. Mintea asta funcționează numai 7%. Atâta. Doar 7%. Eu n-am cum să înțeleg lucruri în viața mea. Dar, Doamne, cred că Tu ești suveran, Doamne. Eu văd, Doamne, un metru în fața mea. Tu vezi 10 kilometri, Doamne. Și cred, Doamne, că în suveranitatea Ta toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Nu înțeleg, Doamne. Nu înțeleg de ce lui Benjamin Warfield, în luna de miere, i-a trăznit soția, un fulger a venit și i-a trăznit soția. Și următorii 39 de ani de zile, neprogramați, a stat la capul ei 39 de ani de zile, de la gât în jos, paralizată, a stat lângă ea. Și cineva a zis, cum ai putut să reziști? Cum ai putut să stai lângă Dumnezeu și să stai lângă o femeie 39 de ani de zile paralizată? Și el a zis, ce m-a făcut să rămân în picioare? A fost Romani 8:28. Toate lucrurile. Toate, și boala, inclusiv păcatele și gafele noastre, dacă ne pocăim, spune Biblia, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Așa că atunci când diavolul te ispitește și zice, oare e drept Dumnezeu cu tine? Bine că ai răspuns, chemări, bine că te-ai pocăit, bine. Și uite, asta meriți. Când diavolul vine și vorbește tot felul de minciuni, și ce să faci? Ia promisiunea Dumnezeu. Ai 8.000 de promisiuni în Sfânta Scriptură. Ai 31.000 de versete în Sfânta Scriptură. Și spune așa, este scris. Diavole, nu te mai las să mă minți, m-ai mințit atâția ani de zile și m-ai ținut acolo să vin la biserică tot cu frâna de mână trasă. Eu mă arunc în vid, mă arunc în brațele lui Dumnezeu. Domnul mă va prinde, mă bazez pe promisiunea lui Dumnezeu. Și indiferent ce se întâmplă, Doamne Dumnezeule, chiar dacă inima îmi spune, parcă dreapta Ta nu mai este aceeași, eu tot voi lăuda numele Tău, Doamne. Tot voi lăuda numele Tău și voi rămâne pozitiv. De ce? Tu ești tata meu, Doamne. Chiar dacă am o providență aspră, Doamne, chiar dacă am lacrimi, cred printre lacrimi, Doamne Dumnezeule, și Te laud și Te binecuvântez, slăvit să fie numele Domnului. Ieremia, când Dumnezeu aude acest reproș care îl aduce, Domnul zice, versetul 19, dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși. Vedeți, Dumnezeu nu e rob psihologiei. Când cineva a făcut o boacănă, psihologia te învață să mergi să spui așa, 3-5 lucruri bune despre el, știi, tu ești un băiat bun, știi, ai calități extraordinare, mai întâi trebuie să-l auzi. Și după aia vii așa frumos, cred că ar trebui să îmbunătățești ceva. Deci, psihologia te învață să lucrezi foarte fin așa cu omul. Uite la Dumnezeu. Când Dumnezeu se uită la slujitorul lui, care era cu gânduri rele cu privire la Dumnezeu, Domnul se uită la el și zice direct, Ieremia, dacă vei despărți ce este de preț de ce este fără de preț, dacă vei da fanteziile astea deoparte, dacă nu te vei mai lăsa ghidat de fricile tale carnale, dacă nu vei mai amesteca Evanghelia cu umanismul, dacă vei despărți ce e de preț de ce este fără de preț, atunci vei fi gura mea. Vrem să fim gura lui Dumnezeu, frați și surori? Acolo unde te-a pus Dumnezeu, la locul de muncă, la școală, în biserică, oriunde ești, să fii gura lui Dumnezeu, să fii vocea lui Dumnezeu? Și ce trebuie să facem? Ca și Ieremia, știi ce trebuie să facem? Să intrăm într-o cercetare, să spunem, Doamne, nu înțeleg, Doamne, și accept să nu înțeleg dacă vrei să-mi ții secret toată viața de ce ai îngăduit, Doamne, dar, Doamne Dumnezeule, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropiu de Tine, slăvit să fie Domnul. Amin. Uitați-vă de exemplu la Iov. Îl lasă Dumnezeu pe mâna diavolului, probabil vreo 6 luni de zile, 40 de boli în trupul lui. Și omul ăsta se ceartă cu Dumnezeu și prietenii lui vin și spun, ai băut nelegiuirea ca apa, de-aia te-a bătut Dumnezeu. Zici că erau români. Nu? Când se întâmplă o nenorocire, rapid, noi știm de ce s-a întâmplat, așa e, rapid, luăm barda și gata. Dar au greșit, ei nu știu că s-a pus un pariu pe capul lui, așa e? Noi ne dăm cu părerea, dar de fapt niciunul dintre prietenii nu avea dreptate. Și uitați-vă că se termină capitolul 42, se termină cartea Iov. Și Dumnezeu pur și simplu alege să nu-i spune de ce o îngăduit, ce o îngăduit. Nu-i spune, știi, după ce el vindecă, să zică, auzi eu, hai acum că spun. Știi, s-a pus un pariu pe capul tău și eu am vrut să-i demonstrez diavolului că tu ești robul meu. Nu. Omul ăsta moare și nu știe de ce o trecut prin ce o trecut. Și numai spune atât. Doamne, mă pocăiesc în sac și cenușă.
Mi scârbă de mine. Am vorbit lucruri care nu trebuia să le vorbesc. Doamne, nu înțeleg, dar Tu știi totul, Doamne. Doamne, Tu ești drept, Doamne, de aceea mă fac mic înaintea Ta, Doamne. Iartă-mă, Doamne, că mi-am blestemat ziua de naștere. Iartă-mă, Doamne, că am vorbit, Doamne, că nu-i corect, Doamne. Iartă-mă că am zis că Tu mă pândești să-mi faci răul. Iartă-mă, iartă-mă, Doamne. Iartă-mă că Te-am văzut răuț, Doamne, când de fapt ai fost bun. Iartă-mă, iartă-mă, Doamne. Încurăți gura mea, Doamne. Și când își curăță gura, Dumnezeu știi ce face? Iov 42 cu 10. Știi ce face Dumnezeu cu el? Îi dă dublu decât tot ce a avut. Îi face înapoi pielea, textura pielii ca unui copilaș. De ce? Pentru că omul ăsta ce face? Ajunge la punctul acela în care să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu. În această dupămasă, poate ești aici și în inima ta ești ca și Iov, ești ca și Ieremia de altă dată. Doamne, cum, Doamne, de ce? Nici nu mai poți să-L auzi pe Dumnezeu. Ne-au învățat părinții noștri de multe ori greșit. Părinții noștri ne-au spus, știi, dragul tati, dragul mami, când treci prin încercări, ce pune-L pe Dumnezeu la încercare? Și spune, Doamne, dacă mă vei scăpa de aici, promit, Doamne, că toată viața Te voi lăuda. Asta sună așa credință tip business. Igen. Adică, știi cum e aia, Doamne? Dacă mă ajuți la examen, în căsătorie, mai știu... Doamne, promit că Te vei lăuda. Dar dacă nu, Doamne, să știi că eu mi-au jucările și plec. Eu nici nu mai cânt, nici mă mai duc la biserică. Vezi că mă duc în lume și cum o să reziști Tu fără mine în rai? Da. Și avem și argument biblic. Apoi și Iacov zice, s-a întâlnit cu Domnul, nu? Și-o zice, Doamne, dacă îmi dai să mănânc, dacă îmi dai ce să îmbrac și mă vei păzi, atunci, zice, vei fi Dumnezeul meu. Altfel, fii atent. Ce evreu. Evreu și cu Dumnezeu negociază, nu? Atunci vei fi Dumnezeul meu și îți voi da a zecea parte. Dar eu cred că rugăciunea lui Iacov a fost o rugăciune nebiblică. Sigur că inspirată de Duhul Sfânt în sensul că așa s-a întâmplat, chiar așa au zis. Și cuvintele lui Satan sunt inspirate de Duhul Sfânt în sensul că Dumnezeu a înregistrat corect cuvintele lui, dar nu că sunt adevărate. Deci tot ce avem în Biblie inspirat de Duhul Sfânt, în sensul că e adevărat, așa au zis, dar nu înseamnă că au zis bine. Noi nu trebuie să avem o credință business cu Dumnezeu. Noi trebuie să avem o credință de nenegociat cu Dumnezeu. Să spunem ca și cei trei tineri când au fost în fața cuptorului aprins. Împărate, Dumnezeul meu mă va scăpa. Dar ascultă aici, și dacă nu mă va scăpa, eu nu negociez prima poruncă a lui Dumnezeu. Eu tot nu mă închin. No, asta înseamnă credință. Indiferent ce se va întâmpla, voi lăuda pe Domnul numai dacă mă scap și mă vindeci. Nu, în orice vreme și lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să asculte cel nenorocit și ce să facă? Să-și plângă de milă, frate, dacă ai ști prin ce trec. Ăsta e Ieremia, așa-i? Nu-i corect, Doamne, nu am făcut asta, nu m-am dus acolo. Doamne, am răspuns chemării. Doamne, cum, Doamne, cum ai îngăduit așa ceva, Doamne? De ce nu mai contenește? De ce mă usură rana și nu vrea să se vindece? Nu zice Biblia. Voi lăuda pe Domnul întotdeauna și lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să asculte cel nenorocit și ce să facă? Dacă vrea să iasă de acolo, ce să facă? Să fie pozitiv. Și să se bucure. Eu cred că Biblia este o carte de gândire pozitivă. Cel slab să zică sunt tare. Pot tot un Hristos care mă întărește. Nu te teme, întărește-te, îmbărbătează-te, așa-i? Adică Dumnezeul nostru se uită la robii Lui care trec prin groapa disperării și zice, hei, îmbărbătează-te! La un moment dat Domnul îi spune lui Iosua, întărește-te și îmbărbătează-te! Noi așteptăm întotdeauna, dacă vine un proroc să-mi vorbească, Domnul să mă întărească. Nu se aud o predică să mă întărească Dumnezeu. Dar vreau să vă spun ceva. Sunt momente în viața noastră când n-ai un proroc lângă tine, n-ai un pastor lângă tine, n-ai pe cineva lângă tine și ești singur. Și ești acolo în depresia ta, să ești în starea de angoasă. Și atunci ce faci? Și ce trebuie să faci? Să te întărești tu pe tine. Îmbărbătează-te. Ia cuvântul lui Dumnezeu, scrie-l, memorează-l, rostește-l cu voce tare. Spune, nu te teme, eu sunt cu tine. Dacă vei trece prin foc, focul nu te va arde. Dacă vei trece prin ape, apele nu te vor înneca. Ia cuvântul lui Dumnezeu, întărește-te! Că sunt momente în care dacă nu te întărești tu pe tine cu promisiunile lui Dumnezeu, știi ce faci? Pierd. Așa că întărește-te în această dimineață. Și spune, Doamne, chiar dacă nu înțeleg, Doamne, iartă-mă, Doamne, că am condiționat, Doamne, lauda mea, numai dacă mă scapi. Orice nene de pe stradă poate să zică lăuda să fie Domnul dacă câștig 1 milion de euro. Nu trebuie să fii pocăit. Deci chiar trebuie să fii un simplu nene. Dar îți trebuie credință să spui, Doamne, uite, Doamne, foile, uite foile, Doamne, de la doctor. Doamne, nu înțeleg de ce, Doamne.
Nu pot să pricep, Doamne. Nu înțeleg de ce rana asta și boala asta, Doamne, o dat în mine și mă ține de atâția ani, Doamne. Dar, Doamne, chiar dacă nu înțeleg, Doamne, eu te laud, Doamne. Încurățesc gura de orice zgură, Doamne. Și vreau, Doamne, ca limba mea să laude pe Iisus Hristos, Doamne. Chiar dacă nu înțeleg, diavole nu vei avea câștig de cauză. Să asculte cel nenorocit și ce să facă? Să se bucure. Adică dă drumul la speranța și prietenii. Și începe să cânți. Începe să cânți, să-L auzi pe Dumnezeu. Pentru că vreau să vă spun ceva din experiență. Diavolul nu poate să stea într-o atmosferă de laudă. Domnul coboară în mijlocul laudei. Și când tu lauzi pe Dumnezeu, duhurile pleacă. Amin? Dacă stai acolo și tot îți plângi de milă, să știi că dai prilej celui rău. Nu-i corect. Dacă ai ști, frate, Doamne, unde ai fost, Doamne? Dar am fost pocăit, am fost băiat fată cu minte. Nu-i corect. Și stai acolo, stai acolo și ce faci? Deschizi o ușă. Deschizi o ușă spre cel rău. Dacă aș avea, de exemplu, o sobă aici și ar fi o plită pe ea, da? Și plita e rece, așa e că toate gângănile și muștele ar ateriza acolo pe ea, da sau nu? De ce? Pentru că e rece. Dacă vrei să nu stea nicio muscă și o gângane, știi ce trebuie să faci? De ce stare? Fă foc, bagă pe foc, încinge plita! Și când ai încins plita, nicio muscă și gângane nu mai stă acolo, așa e? Dacă inima ta e rece și nu poți să-L auzi pe Iisus, frate, dacă ai ști, nu-i corect, unde-i Dumnezeu? Nici nu mai pot să cânt, nu mai pred. Eu mă las de toate, știe Domnul, dacă Domnul vrea să facă, fac, dacă nu, eu nu mai. Ei, știi ce faci? E plita rece. Și știi ce să faci? Ce zice Isaia? Scoală-te, scutură țărâna de pe tine. Începe să bași pe foc. Citește psalm de laudă la adresa lui Dumnezeu. Încinge splita inimii pentru împăratul. Și în timp ce lauzi pe Domnul, Domnul se coboară în mijlocul laudei. Așa că, frate, Ieremia, soră Ieremia, care treci printr-o noapte întunecată a sufletului și parcă e corect, logic vorbind, ai o gândire firească, dar nu-i duhovnicească. Nu vezi adevărul din perspectiva lui Dumnezeu. Știi ce să faci? Să spui, Doamne, schimbă mintea mea, Doamne, eu te laud. Chiar dacă smochinul nu înflorește, Doamne, chiar dacă vița nu dă niciun rod, chiar dacă nu mai există de mâncare în staule, eu tot mă voi lăuda în Domnul. Lăuda să fie Domnul. Amin? Psalmul 18:3 ne arată principiul ăsta extraordinar. Psalmul 18:3, Biblia spune așa. Eu strig, lăuda să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Na, noi românii nu credem asta. Nu știu, maghiari. Într-o oală suntem tăți. Noi zicem, nu, Doamne, uitați cum facem noi reversul. Doamne, te rog mai întâi izbăvește-mă de vrăjmașii mei, Doamne. Și promit că dacă mă izbăvești, Doamne, voi spune în toate bisericile ce mare ești Tu. Noi zicem invers. Hai să nu fim români. Nici maghiari. Hai să fim ca Duhul Sfânt. Hai să zicem, Doamne, îți trebuie credință în timp ce te doare să zici, lăudat să fie numele Domnului. Eu strig, lăudat să fie Domnul și când strig, lăudat să fie Domnul, e adevărat că mă doare, dar strig, lăudat, nu mor, nu zic așa, slavă Domnului, frate. Cum ești? Ca pe pământ. Domnul știe. Cam așa suntem noi, așa-i? Tădeauna suntem, avem spiritul ăsta mioritic. O leacă, ne doare ceva, gata suntem, suntem la pământ. Nu, strigă, lăuda să fie Domnul. Și în timp ce tu lauzi pe Domnul, Domnul coboară și te izbăvește. Nu zi invers, Doamne izbăvește-mă că apoi strig. Atunci nu-i diferență între tine și un nene care n-are Duhul Sfânt. Spune, Doamne, chiar dacă mă doare, eu tot te laud, Doamne. Cu picioarele în butuci, ca Pavel și Sila la miezul nopții. Ce-au făcut oamenii ăștia la miezul nopții? O zis, nu-i corect, Doamne, nu-i corect. Eu te-am predicat pe tine și unii evangheliști merg din hotel în hotel, eu mă duc din pușcărie în pușcărie. Nici nu mai predic, așa a zis. La miezul nopții, cu picioarele în butuci, spune Biblia, că oamenii ăștia, Doamne, ce departe suntem. Cântau cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu a început să bată ritmul la cântarea lor și s-a cutremurat pușcăria, lanțurile au căzut, de ce? Domnul coboară în mijlocul laudei. Amin? Așa că, frate, Ieremia, care ești aici și care zici, Doamne, n-am șezut acolo, n-am făcut asta, nu m-am uitat acolo, nu m-am dus în barul ăla, nu am făcut asta, am venit marți la biserică, duminică, m-am dat bani, Doamne, Tu vezi viața mea cură, Doamne,
Doamne, Tu vezi curăția. Doamne, de ce ai îngăduit pruncul meu? De ce ai îngăduit soția? Doamne, dar de ce ai îngăduit ciudățenia asta? Eu nu știu de ce le îngăduie Dumnezeu de multe ori, dar am ajuns la concluzia, câteodată așa trebuie să ne aruncăm în vid. Și ca și cum ai fi la etajul 9, spiritual vorbind, și zici, nu înțeleg, Domnul zis, sar! Să ai acel salt al credinței. Nu înțeleg! Dar, Doamne, când pun gândirea mea alături de Scriptură, nu se potrivește. Nu se potrivește, Doamne. Și când ai mașină și vrei să pui pe Bluetooth telefonul, trebuie să se potrivească, să facă click undeva. Nu se potrivește. Atunci îmi dau seama că dacă Biblia spune ceva și mintea mea, e logică, normal, că satana, tocmai asta e ispita, că vine cu logică, nu? Știi ce să zic? Doamne, e străcat procesorul aici. Nu-i bună gândirea, Doamne. O fi logică. Dar eu sunt duhovnicesc, Doamne. Și trebuie să am o gândire duhovnicească. Trebuie să văd problema din perspectiva Ta, Doamne. De aceea, Doamne, mă leapă, Doamne. Mă leapă, Doamne, de toată gândirea mea logică, Doamne. Și, Doamne, mă arunc în brațele Tale, Doamne. Te laud, Doamne, și te binecuvântez. Că dacă nu dai prilejul rău, te poate duce în depresie. Și eu cred că cauza principală a depresiei, sigur că sunt multe, e necredința. Noi nu mai credem promisiunile lui Dumnezeu. Ne încredem foarte mult în mintea noastră, în logica noastră. Și Domnul zice, n-ai nicio altă soluție să ieși de acolo, Ieremia, n-ai nicio altă soluție decât dacă intri în Tine și zici, Doamne, mă pocăiesc, Doamne, de tonul meu cu care am vorbit împotriva Ta. Doamne, Tu știi totul, ești prea mic și dacă nu-mi descoperi de ce, Doamne, Doamne, aleg să mă pocăiesc, Doamne. Gândirea mea umanistă, materialistă, logică, matematică, de IT. Gândirea mea de IT, că totul trebuie A plus B egal cu C. Și mi-e îndă Z. Doamne Dumnezeu, dacă e Z și Biblia spune că e ok așa, Doamne Dumnezeule, eu cred cuvântul Tău. Eu cred că trebuie să ne recâștigăm înapoi credința în autoritatea Scripturii. Billy Graham a avut un prieten pe nume Charles Templeton. Era mai bun ca și el, ca predicator la începuturi. Un om care a pus piciorul în Canada și în America și l-a scuturat pe amândouă continentele. Ăsta a fost Charles Templeton. După stadion, pe stadion predica. Și la un moment dat, Charles Templeton, nu știu ce cărți de filozofie a început să citească și de ateism și a ajuns la concluzia că Genesa nu e o carte adevărată, nu se potrivește cu geologia, cu nu știu ce, cu crearea pământului, cu zilele și că există o prăpastie și că nu se potrivește. Și și-a pierdut credința în inspirația Sfintelor Scripturii. Nu pot! Deci nu e logic! Și s-a dus la Billy Graham, cel mai bun prieten al lui. Și a început să-i dovedească istoric, să-i dovedească geografic. Bă, nu-i corect, deci nu... Cum să mai predici cartea asta? Nu pot, nu-i logic! Și Billy Graham s-a uitat la Charles Templeton și a zis următorul lucru. Charles, eu nu pot, eu nu am suficientă lumină să-ți răspund ție la întrebările astea. Dar cu siguranță în trupul lui Hristos sunt oameni, profesori mari, care pot să-ți răspundă. Eu n-am capacitatea, dar știu un lucru. Eu că atunci când mă ridic pe stadion și zic, and the Bible says, Biblia spune. Și când predic cuvântul lui Dumnezeu, se face o tăcere de mormânt. Și când fac chemare, vin bețivi, vin homosexuali, vin oamenii răi a societății și la clipeală de o cuvântul se transformă. Explică-mi tu minunea asta. Eu n-am cum să-ți explic, cu siguranță există explicație. Eu n-am cum, n-am capacitate. Dar eu știu că cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Amin. Pentru că transformă vieți. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Și El a spus în continuare, dacă în Biblie scrie că Iona a fost înghițit de un pește, eu cred. Dar dacă în Biblie ar fi scris că Iona a înghițit un pește mare, și asta crede. Ce? Pentru că așa scrie în Biblie. Deci așa trebuie să fie credința noastră în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă El a spus, nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu o să te părăsesc, știi ce trebuie să faci? Să te prinzi de poala hainei lui Hristos. Să spui, Doamne, așa e, Doamne. Doamne, renunț la gândirea mea, Doamne, atâta de logică, dar păcătoasă, care mă duce în jos, Doamne. Și aleg să cred în Domnul Iisus Hristos. Aleg să cred în cuvântul Lui cel Sfânt.
Doamne, aleg să mă pocăiesc, Doamne Dumnezeule, de orice zgură, Doamne. Iartă-ne, Doamne. Vrem să fim vocea Ta în generația asta. Dar pentru asta te rog, dă-ne harul pocăinței, lăudat să fie Domnul. Uită-te în viața ta. Treci prin astfel de momente? Ai trecut prin astfel de momente în care pur și simplu totul e negru în jurul tău? Biblia spune așa, cuvântul tău este o lumină, așa-i? Sau o candelă, o lumină pe cărarea mea, așa-i? Ce să faci? Să te duci la cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă nu vezi 10 km în față, vezi acolo 2 pași. Azi o promisiune, mâine alta. Vă spun ce am făcut eu. Să știți că cea mai cruntă bătălie a unui slujitor este deznădejdea. Este torpila asta deznădejdii. Mergi bine, dintr-o dată vii un dudel așa de deznădejde, de... Ia, te lasă așa cu transpirația. Am dreptate, frate. Dacă nu credeți, uitați-vă în Scriptură. Repet, mari oameni al Dumnezeu și-au cerut moartea. Sau uneori vrut să iasă din slujire, demisia, ca Iona. Aruncați-mă, zice, nu mai. Moise, Ilie, Ieremia. Da? Asta zice Biblia, să nu cădeți de oboseală. Poate ar fi asta un semnal să vă rugați pentru slujitorii Domnului din biserica asta. Să vă rugați pentru ei. Și la un moment dat, când vedeam că tot vin gânduri de astea, de torpilă, de astea, de nu mai știam, așa mă lua, ioi, mă duceam repede să citesc, știi, Biblia. Citeam Biblia, iar explodam în bucurie. Nu, cuvântul tău e adevărul, pleacă satanul, Domnul să te mustre satanul. După câteva timp, iar venea în altă formă. Și atunci, în timp ce citeam Sfânta Scriptură, aud vocea Domnului. Gabi, du-te la mall, la Lotus, cum avem noi, du-te la librărie, ia-ți un carnețel cu spirală, ia-ți cel mai bun pix posibil și începe să notezi, să notezi tot ce îți vorbește Dumnezeu în timp ce citești Biblia. Versetele care pur și simplu face click în inima ta. Am avut un carnețel. Am avut vreo 400 de versete, vreo 200-300 de referințe. Și l-aveam totdeauna cu mine. Oriunde mergeam, și în misiune, la școală, oriunde. Și în Ucraina, când am fost la botez, în urmă, înainte, a fost de război. Oriunde mergeam, carnețelul cu mine. Știi, când venea diavolul cu o torpilă, pac! Luam carnețelul și începeam să citesc. Când ajungeam la 10-20 de promisiune, toți demonii plecau. Și de ce? Vreau să ascultați. Evanghelia e puterea lui Dumnezeu. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Iar mai venea, după nu știu, iară luam. Și atâta am rostit cuvântul până când s-a obosit satana să mai vină. Vreau să vă spun ceva, există putere în cuvântul lui Dumnezeu. Există putere în cuvântul lui Dumnezeu. De aceea nu tăsta și polemiza cu întunericul. Aprinde lumina Evangheliei. Amin? Nu te-o polemiza cu întunericul. Nu, dar așa. Oricum, diavolul e mai șmecher ca tine și mai bun filozof ca tine. Așa-i? Când Iisus Hristos a fost ispitit, știi ce a spus? Este scris. Și la un moment dat, așa s-a supărat Iisus și după ce tot este scris și ăsta nu pleca, zice, la un moment dat, pleacă satan! Așa? Să știi că Dumnezeu ne-a dat autoritatea asta să-L mustrăm pe cer rău. Amin? Frate și soră, indiferent în ce situație ești, ia cuvântul lui Dumnezeu. Ia promisiunea lui Dumnezeu și spune, Doamne, pentru că nu se potrivește, Doamne, nu face click, Doamne. Nu face click, Doamne, mă pocăiesc de mintea mea, Doamne. Mă lipesc înapoi de Tine, Doamne. Și vreau, Doamne, puterea Ta. Slăvi să fie numele Domnului. Amin? Hai să vă încurajez cu ceva. Dar să nu vă speriați prea tare. Ca să vedeți că și oamenii mari al Dumnezeu sunt oameni. Cu toți ați auzit de Spurgeon, nu? Cel mai mare prințul predicatorilor. Era mai cunoscut ca și prim-ministru Angliei. Un om care a avut 3200 de predici scrise și înainte să moară s-au mai găsit încă 1100 de predici scrise cuvânt cu cuvânt care urma să le predice, nu mai apucat. A murit la 59 de ani. I-a făcut rău, frață. În sensul că a murit de inimă neagră, mă înțelegeți, nu? Bum, bum. Controversa downgrade. Mereu spăneți, să vedeți. El a avut dreptate. De asta Anglia și Germania și țările din Occident sunt cum datorită predicatorilor. Că lăsa liberalismul, îi voie și aia, și aia, și aia, și aia, și-a fost un sport în care a zis, nu-i voie, și-a sorit colegii și l-au dat afară din Uniune și l-au făcut praf. Și de inimă neagră a murit. 1100 de predici, 1100 de predici.
Pregătite, urma să le prece. Noi de multe ori nu știm ce predicăm mâine. Ăsta avea 1.000 să le predici, să înțelegem cine e Spurgeon. Dar Spurgeon a fost un depresiv. În fiecare dimineață când se trezea nevastă Suzan, îi punea versete peste tot. Domnul e cu tine, viteazule, nu te temi, eu sunt cu tine. Numai încurajări. La un moment dat a venit la predică, s-a uitat la public și a zis, astăzi nu pot să predic. S-a luat și a plecat în timpul predicii. Avea și gânduri de sinucidere, îți imaginezi. Și vorbim de Spurgeon. Martin Luther, cel mai depresiv reformator care a existat ever, vreodată. Odată nu ieșea dintr-o stare zile întregi și nevastă sa Catherine Van Bora s-a îmbrăcat în negru. Și a zis, ce-i cu tine nevastă? A murit Dumnezeu. Cum poți să vorbești așa? A murit Dumnezeu. Și atâtea zile te comporți ca și cum Dumnezeu nu există. În momentul ăla, a ieșit din depresie. Altă dată o stă 3 zile în cameră, închis, să nu intre nimeni, 3 zile. Fără să se audă nimic. Pe 3 zile, tot da la ușă, nimic. O chema pe cineva să spargă ușa, să vadă ce e cu el. El era acolo, în depresiile lui, în rugăciuni și în bătăliile lui spirituale. Și vreau să vă spun că oamenii mari al Dumnezeu, într-un fel sau altul, au trecut prin bătălii teribile. Dar oamenii ăștia prin credință s-au ridicat. Așa că dacă ești aici și poate acum treci prin ceva teribil, greu, nu înțelegi cum, diavolul te ispitește. Vorba lui Martin Luther, toată viața, deci, am vrut să înnec firea pământească, dar ajung să înțeleg că firea pământească e un unătător bun. Te vreau să înnec, firea pământească nu moare, trebuie numai răzdignită, aia nu moare, numai să ținem acolo, așa? Și ce să faci? Când diavolul vine și îți predică tot felul de prostii, nu? Că ce a spus Ieremia a fost cuvinte de apostazie la adresa lui Dumnezeu. Nu-i corect, n-am făcut, n-am... Unde ești? Izvor înșelător, se spune așa lui Dumnezeu. Asta a fost firea lui pământească care a vorbit. Asta a fost firea lui pământească. Să-l faci pe Dumnezeu nedrept. Da? Și când vezi că firea pământească îți vorbește, și zice, gata, lasă-te de slujire. Îngroapă-ți darul și poate ești aici și ai primit darul din partea lui Dumnezeu. Dar datorită unui șoc în credință care l-ai avut, datorită ceva care a venit ceva ciudat. A zis, gata, eu nici nu mai fac lucrarea aia. Și vii la biserică și ți-ai îngropat darul. Știi ce zice Domnul? Pocăiește-te ca să te pot folosi înapoi cu darul ăla. Nu ți-l lua Dumnezeu. Pocăiește-te și te voi face gura mea. Și te voi face gura mea. Nu mai lăsa firea pământească să-ți predice ție. Predică-i tu ei. Și spune, Doamne, am fost răstignit împreună cu Hristos. Într-un mod invizibil și fără să simt durerea, prin credință m-am identificat cu moartea Lui. Și am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața care o trăiesc acum, nu o trăiesc în firea mea pământească, Doamne. Nu am încredere în firea asta pământească care îmi predică mizerii, Doamne. Doamne, viața asta o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Doamne, neg această gândire negativă, neg această gândire care îmi spune că m-ai părăsit, neg de ce? Pentru că tu ai spus, totdeauna voi fi cu voi, până la sfârșitul zilelor. Așa că dacă ai sentiment că te-a părăsit Dumnezeu, că nu te mai iubește, asta e gândul celui rău. Și ce să faci? Doamne, refuz să cred așa ceva, mă pocăiesc de gândirea asta. Și ce fac? Doamne, mă curăț, Doamne, și aleg să cred cuvântul Tău. Și viața asta o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Amin? Amin? Probabil cea mai bună armă pe care un creștin o are în viața asta este să știe să-și facă autoterapie. Știți că trebuie să ne facem autoterapie? Uitați ce zice Biblia în Psalmul 42. Psalmul 42 cu 5. Biblia spune așa. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gem înăuntrul meu. Cu cine vorbea? Cu cine? Noi de multe ori zicem invers. Pentru ce te mânești suflete și gem înăuntrul tău? Frate, nu. De ce te mânești suflete și gem înăuntrul? Hei, sufletelule, ce-i cu tine? Ce tot tu spui că Dumnezeu e o fântână fără apă, promisiuni goale, că Dumnezeu te-a părăsit, că tu ești la drept, că nu te-ai dus, n-ai făcut, uite, asta meriți. Și te ceri cu Dumnezeu. Ce-i cu tine, mă? Sufletel, de ce tot te mâhnești și ai gânduri rele și negre în inima ta? Nădăjduiește în Dumnezeu, ce-i cu tine, mă? Nădăjduiește în Dumnezeu, iarăși îl vei lăuda. Începe să preiei tu controlul gândurilor. Începe să te mustri singur.
Începe să confrunți gândurile alea, confruntă-l pe diavol, confruntă toată lumea și spune: eu cred în Biblie! Indiferent ce îmi spui tu, sine păcătos, treci pe cruce! Stai acolo pe cruce, nu mai îmi predica mie prostii. Eu stau cu capul în Scripturi. Cuvântul tău este adevărul. Amin, frați și surori? Aceasta este poate cea mai mare artă. Că atunci când treci ca Ieremia printr-o groapă de deznădejdii, să iei cheia promisiunilor lui Dumnezeu cu care deschizi pușcăria și ieși de acolo. Că dacă nu, tot stai acolo și zici: eu am dreptate, ești în vârstă așa ca și câinii în jurul cozii. Tot acolo ești. Ca popor Israel, 40 de ani de zile după un munte. 40 de ani de zile. Până Dumnezeu zice: dar nu v-a săturat, zice. Tot acolo ești. Trebuie, Adrian, să fii la doctorat, spiritual vorbind. Zice, vă hrăniți tot cu lăptiuc. Tădeauna cu lăptiuc. De ce? Pentru că n-ai știut să preiei tu controlul. Și să zici: taci, taci, fire pământească. Locul tău e pe cruce. Aici domnește Duhul Sfânt. Singura voce care o cunosc este vocea Scripturii. Așa că indiferent ce se întâmplă, ia-ți carnețelul cu tine, ia-l cu tine, recită promisiunea lui Dumnezeu. Ca și sora aia, spunea Lazar Gog. O soră, tot auzea în casă că pică nu știu ce, oale și tot felul de lucruri ciudate se întâmpla. O vine frază, ungere, pătăți, ziduri, băia, nimic. Și la un moment dat, zice, în timp ce stătea în pași și citea Sfânta Scriptură, în timp sub pat s-a auzit ceva voci. Și sora aia nervoasă a luat Biblia și a pus Biblia sub pat. N-a și citește, satane, n-a și citește. Și din momentul ăla, nimic în casă nu s-a mai auzit. Credeți-mă, există putere în cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia! Amin? Există putere în cuvântul lui Dumnezeu. Și să știți că eu sunt la predica azi aici. Pentru că în cele mai teribile momente n-am avut niciun sprijin decât promisiunile lui Dumnezeu. Și pot să spun ce a spus Ezra în Psalmul 119:92. Dacă n-ar fi fost legea ta desfătarea mea, aș fi pierit în ticăloșia mea. Când vin gânduri ticăloase cu privire la tine, la Dumnezeu poate, în cazul Ieremia, cu privire la alții, trebuie să le dai bloc. Trebuie să le dai bloc, să le blochezi. Și cum faci? Psalmul 119:92. Fă din legea lui Dumnezeu desfătarea ta. Că atunci ești ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care e cuvântul, așa-i? Că dacă nu, dacă te hrănești cu gândirea ta, vei pieri, spune Biblia, în ticăloșia ta. Și se va putea spune: ioi, fata aia bună, ioi, băiatul ăla bun a făcut așa ceva, ioi, dar nu-mi vin să cred. Simplu. Dacă nu faci din legea lui Dumnezeu desfătarea ta, e o chestie de timp. Când oamenii vor spune: iată omul care nu lua ca ajutor pe Domnul. Ca și acel smochin. S-a dus Iisus să găsească rod și n-a găsit. Și Biblia spune că a doua zi au trecut ucenicii și a zis: Doamne, smochinul care l-ai blestemat s-a uscat din rădăcini. Unde se usucă cineva prima dată? Știți unde? La rădăcini, acolo unde nu se vede, așa-i? Acolo, în timpul tău personal, în spatele ușor închise, nu mai stai cu Biblia. Nu mai stai cu rugăciuni de mărturisire, de pocăință. Nu mai stai cu cântare. Nu te mai hrănești. Rădăcina ta nu e la un izvor de apă. E în altă parte, la mizerie. Și o chestie de timp. Până când vor vedea și ucenicii Domnului. Zice: mă, cântă-mă, dar... mă, parcă atrată electriza biserica, mă. Mă, să roagă, te-ai așa uscat. Zice: mă, predică, mă, face lucruri. Nu știu. Și unde e problema? Nu-i păcatul acesta să se vadă. E acolo în talpă. Știi ce să faci? Să zici: Doamne, dacă am dat Biblia la o parte și m-am dus pe gândirea mea și pe rațiunea mea, aleg, Doamne, să mă pocăiesc că m-am deslipit de Tine, Doamne. Și vreau, Doamne, astăzi să mă pocăiesc și gura mea, Doamne, să o curesc cu sângele Tău cel Sfânt, Doamne. Și să mă faci din nou, Doamne, gura Ta, Doamne. În condițiile astea, zice Biblia, vei sta înaintea mea. Și apoi Biblia continuă și spune așa: ei să se întoarcă la tine. Vrăjmașii ăștia care tot te pun în cântecele lor și își bag joc de tine. Ascultați ce zice Biblia, versetul 19, Ieremia 15. Ei să se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la ei. Ei tot te înfricoșează, nu cumva să fii un lingușitor și de frică să mergi pe lângă ei. Știi că ați avut dreptate, nu mă primiți. Nu cumva tu să perseverezi în sfințenie. Ei să preia comportamentul tău sfânt. Ei să vadă că ești puternic, ei să se pocăiască, nu te du tu la ei. Că lingușirile tale ca profete distruge și pe tine și poporul. Tu rămâi în cuvântul meu. Avem astăzi nevoie de astfel de oameni.
indiferent ce amenințări, să nu cumva să le dăm buna cu ei. Noi știm că ne-au dreptate, dar așa dăm frică. Cumva așa, știi, frate, nu știi, dă frică. Nu cumva, zice, nu cumva să fii un lingău. No. Tu să fii puternic. Ei să copieze comportamentul tău, tu să rămâi tare. Ei să se întoarcă, nu tu să te întorci la ei. Wow! Doamne Dumnezeule, Tu vezi presiunea pe slujitorii Tăi. Tu vezi presiunea pe biserica Ta să fim așa ca lumea, să încercăm să fim ca ei, să nu fim chiar așa bătuți în cap, să lăsăm granița un pic așa. Zice Biblia, nu, Tu alipește-Te de mine, ține calea mea, Te-ai pocăit, stai, ei trebuie să vină să se pocăiască, nu tu să te lumifici, ci lumea să se pocăiască, amin? Vorba lui Warren Worsby, 20 de secole, biserica a zis lumii să se pocăiască. Acum lumea spune bisericii, pocăiește-te tu. Astfel de vreme am ajuns. Nu, zice Biblia, ei să se întoarcă. Vei fi de necucerit. Dacă rămâi pe poziție și crezi în mine, vei fi de necucerit. Și te voi face pentru poporul acesta dacă te pocăiești, ceea ce nu pot să fac în locul tău. Deci promisiunea vine după pocăință. Te voi face pentru poporul acesta un zid tare de aramă. Ei se vor război cu tine, nu te vor birui. Eu voi fi cu tine să te scap, să te izbăvesc. Te voi izbăvi din mâna celor răi și te voi scăpa din mâna supritorilor. Lăudați să fie Domnul. S-a întâmplat lucrul ăsta cu el, da sau nu? L-a scăpat Dumnezeu de oamenii ăștia răi care au zis, hai să-l ucidem pe Ieremia. Care l-au aruncat în groapă. L-a scăpat Dumnezeu de oamenii ăștia. Și nu numai de oamenii ăștia, evrei, frații lui răi. Și de cine l-a mai scăpat? Când au venit babilonienii. Când a venit împăratul cu căpetenia, cu Nebuzaradan și a luat poporul și l-a dus în robie. Și pe Daniel și pe toți, da? I-a dus în robie. A venit căpetenia aia babiloniană și s-a uitat la Ieremia și a zis, tu ce vrei să faci? Cum zici tu așa fac? Rămâi cu noi? Vii cu noi? Sau rămâi aici? Gândiți-vă, vrășmașul a venit la el acasă și l-a cunoscut și nu i-a făcut niciun rău. Frați și surori, s-a ținut Dumnezeu de cuvânt. Ieremia, dacă te vei lipi de mine iarăși, te voi izbăvi. Te voi face un stâlp de aramă. Vei fi o cetate de necucerit. Repetă Dumnezeu promisiunea care a făcut-o chiar la începutul slujirii în Ieremia, capitolul 1. Zice Biblia, versetul 17. Încinge scoapsele, scoală-te, spune-le tot ce îți voi porunci. Nu tremura înaintea lor. O, ce-mi place asta. Ca nu cumva să te fac să tremuri înaintea lor. În ziua asta, de început, de debut în slujire, te fac o cetate întărită, un stâlp de fier, zid de aramă împotriva poporului țării. Îi spune asta la început. După zeci de ani de zile, Dumnezeu vine și spune, tu ai zis că eu sunt o fântână înșelătoare, o apă care seacă, așa-i? Uite-te promisiunea asta, eu nu m-am schimbat. Îți dau aceeași promisiune, 15:21-20. Te voi face zid de aramă, te voi scăpa, voi fi cu tine, te voi izbăvi, te voi scăpa și așa mai departe. Rămâne Dumnezeu credincios promisiunilor Lui? Cea mai mare promisiune a lui Iisus, știți care a fost? Înainte să meargă la cer. Ca un om înainte să moară, spune cele mai importante cuvinte, așa-i? Și Iisus Hristos înainte să meargă la cer și a zis așa, și iată eu sunt cu voi în toate zilele. Așa că în această dimineață sunt aici să te încurajez. Rămâi tare lângă Domnul. Domnul nu s-a schimbat. Noi ne-am schimbat. Și ce trebuie să facem? Prin pocăință să ne schimbăm mintea, să ne opocăim, să ne întoarcem la El, să spunem, Doamne, e adevărat, Doamne, că e greu de multe ori, Doamne, sunt atacuri teribile din partea celui rău. Mi-a prins slăbiciunea, Doamne, dar, Doamne, Dumnezeule, astăzi mă ridic și mă pocăiesc de cuvintele mele. Chiar dacă nu înțeleg, diavole, carnea și inima să mi se prăpădească, eu tot voi lăuda pe Dumnezeu. Și pentru mine, fericirea mea este să nu mai îmi iau ochii de la Dumnezeu, că mi-a luat odată și am văzut ciodată în mine. Și acum mă uit la Hristos, mă ținte la căpetenia și de săvârșirea credinței mele la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea. Adică dacă vrem să avem o bucurie cerească, Dumnezeu zice, nu este alt loc decât să treci pe la cruce, așa-i? Dacă Iisus Hristos, pentru cadoul bucuriei, a trebuit să treacă pe la cruce, indiferent ce suferință ai și ce cruce ai, spune, Doamne Dumnezeule, vreau să rămân tare lângă Tine. Întărește mâinile mele obosite, genunchii mei slăbănogiți, iartă-mă, Doamne, că am stat în groapa asta atâția ani, poate, și tot m-am învârtit și tot am sunat, poate, la toți prorocii și am întrebat pe toți oameni, dar de ce? Acceptă astăzi că Dumnezeu are dreptul să nu-ți răspundă la toate de ce-urile tale. Ia unele lucruri care trebuie să le acces ca pe un tatuaj, să spui, Doamne, și dacă nu înțeleg, Doamne, vreau să fiu din cei 10% care vin la biserică fără frână de mână trasă.
cu oameni care să te laude. Doamne, nu înțeleg, chiar dacă, Doamne, smochinul nu înflorește, chiar dacă nu voi înțelege niciodată ca Iov, Doamne, eu tot voi lăuda numele Tău, Doamne. Eu știu că ești drept, că spune Biblia și cred, Doamne, în suveranitatea Ta. Și cred că în economia Ta Tu faci ca toate lucrurile, și rele și bune, Doamne. Toate le iei și faci, Doamne, un mozaic extraordinar. Nu știu cum o să faci în economia Ta lucrurile astea, dar îți mulțumesc că vei lua și perioada asta neagră, care spre binele meu, și mă pocăiesc, Doamne. Lăudați să fie Domnul. Vei spune, frate Gabi, de atâția ani am stat acolo în groapa aia. Mai poate Dumnezeu să facă ceva cu mine? Poate ești mai în vârstă, poate ești... Câte puteam să fac pentru Dumnezeu? Bun, mă pocuiesc, dar parcă nu mai am energia aia. Mai poate Dumnezeu să facă ceva? Ascultați ce zice Biblia. Ioel, capitolul 2, versetul 25. Biblia spune așa. Israele, dacă te vei pocăi, vei despărți ce este de preț de ce este fără de preț. Și nu mai stai și sprângi de milă, ci te pocăiești, te ridici. Și intri înapoi în vocația ta de profet sau ce vocație ai, ce dar ți-o dea Dumnezeu. Ascultă ce face Dumnezeu. Ioel 2:25. Dacă te pocăiești, vă voi răsplăti. Nu plăti, răsplăti. Ani, o să comprim timpul. Și anii aia pe care au mâncat lăcustele, pune acolo boala cercetărilor fără rost, mândria, răutatea, invidia. Și astăzi te pocăiești de lăcustele astea care ți-au mâncat energia spirituală. Ascultă-mă, îți voi răsplăti anii. O să comprim timpul și o să fac cu voi în versetul următor. Veți mânca și vă veți sătura, veți lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi și poporul meu nu va mai fi niciodată de ocară. Crezi că Dumnezeu poate să se uite la viața ta? Anii tăi poate fumați în ghilimele, irosiți cu tot felul de gândiri de Ieremia. Și ai stat prea mult, prea mult, prea mult! Ai crezut în mintea ta! Și nu în mintea Scripturii și a oamenilor luminați de Dumnezeu. Și ce zice Biblia? Dacă te pocăiești astăzi, comprim timpul, îți răsplătesc. Și pot să fac într-o secundă în viața ta ce tu n-ai putea să faci într-un miliard de ani. Voi credeți lucrul ăsta? Toată noaptea ne-am trudit, noi care știm toate șmecherile cum să prind pești. Toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Și vine Hristos. Face Hristos într-o milisecundă ceea ce n-au putut ei să facă într-o noapte întreagă? Zice, Domnul, bun, voi pe mușchii voși, am înțeles. Uite, aruncați mireașa în partea dreaptă. Și ce face Dumnezeu? Creează direct pești acolo, în plasa aia. Și Biblia că au prins atâția pești, că au început să se scufundă corobile. Face Hristos, când începi să asculți și să te pocăiești, în viața ta, într-un an de zile, ce tu n-ai putut să faci în 50 de ani de zile de căsătorie, face Dumnezeu? Face Dumnezeu, poate ia Dumnezeu slujirea ta, că spui, frate, dacă ești, eu așa rău îmi pare, cum să... Vă voi răsplăti. Ăsta e Dumnezeul nostru. Nimic nu pierde. Ia și fărâmiturile, așa-i? Ia vase ordinare să facă lucruri extraordinare. Ia un băstrâm, trage o linie dreaptă cu el. Când? Când alege să intre în pocăință. Frați și surori, dragi prieteni care suntem aici, nu avem nicio altă soluție decât să ne ducem în rugăciune la crucea lui Hristos. Psalmul 118, Biblia spune așa. Psalmul 118:25. Și vreau să mă apropiu de încheiere. Psalmul 118:27. Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Ne-a luminat Domnul dimineața asta? Și apoi zice așa. Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. În fiecare dintre noi există o vită care e firea pământească, e sălbatică. E un animal, eram prost, eram ca un dobitoc, spune Biblia, așa? E ceva sălbatic în noi, care nu acceptă legea lui Dumnezeu și nu se poate supune lui Dumnezeu. Ce să faci astăzi? Să-ți iei firea aia pământească, care e bună pentru jertfă, nu s-a scurs de ea. Și ce să faci? Să o aduci nu la coarnele altarului, ci să o duci la cruce. Să o duci la cruce și să spui, firea aia, să o pui acolo că e sălbatică, să o pui pe cruce. Să o răstignești împreună cu patimile și poftele ei. Și să zici, aici locuiește Hristos. Mintea mea este mintea lui Hristos. Orice gând îl fac rob ascultării de Hristos și intru înapoi în vocația mea și nu mă lingușesc pe lângă ea, nu mai am frică. Domnul mi-a promis că va fi cu mine. Mă va scăpa, slăvit să fie Dumnezeu.
Frați și surori, aceasta este chemarea. Să venim la crucea lui Hristos. Să vin cu firea mea, cu gândurile mele, logice, dar neduhovnicești. N-am văzut perspectiva lui Dumnezeu. Să spun, diavole, ieși afară. Fire pământească, treci pe cruce. Aici se face voia lui Hristos. Și așa vei fi gura mea. Și așa îți voi da cuvânt. Și așa vei fi un impact. Și atunci te voi izbăvi. Și atunci te voi izbăvi. Și atunci te voi izbăvi. Încă o dată. Și atunci te voi scăpa. Și atunci când? Când încep să scureți gura, inima, gândurile tale. Doamne, ia cărbunele Tău aprins și purifică gura noastră. Sângele Tău să curețe mintea noastră de orice impuritate. Și vrem să fim ca Ieremia, Doamne. Vrem să continuăm în slujire. Dacă ne-am împotmolit în slujire ca Ieremia, Doamne. Doamne, ajută-ne să ne ridicăm, Doamne. Dacă ești aici un slujitor, o femeie a lui Dumnezeu, iubită de Dumnezeu, care a avut pasiune și azi parcă ți-a plecat puterea spirituală și te-ai împotmolit pe cale. Mă rog ca Domnul să te ridice astăzi. Mâna Lui cea bună să fie peste tine. Să fie o încurajare pentru alții. Înapoi să răsară soarele și pe strada ta. Hristos, soarele neprihănirii, sub ale cărui aripi există vindecare, zice Maleahie, așa-i? Există vindecare sub aripile lui Hristos, da sau nu? Doamne, vindecă-ne inimile noastre. Vindecă-ne mințile noastre, Doamne. Dă-ne Duhul Sfânt, Doamne Dumnezeule. Și mă rog astăzi, puterea lui Dumnezeu să vină peste noi. Știți cât poate dura lucrul ăsta? Nu străbă 10 ani. Știți cât poate dura? O rugăciune. O rugăciune să vii cu adevărat, să te prăbușești înaintea Lui, să spui, Doamne, curăță-mă, spală-mă, umple-mă cu Duhul Sfânt și ajută-mă, Doamne, să apăs pe accelerație de azi încolo. Și, Doamne, vreau să intru în turbo diesel. M-ați înțeles în sensul, nu vreau lent, nu știu cât mai am de trăit, Doamne, dar vreau să trăiesc la maximul de potențial pentru Tine. Amin? Hai să ne ridicăm cu toți în picioare.